Dă și-mi o brichetă. Nici brichetă n-ai. Păi n-am, mă, nici brichetă, n-am. Până la urmă te bagi sau nu? La cine, mă? La baba aia, mă. Care babă, mă? Ești prost? Aia la care am tăiat eu lemne. Aaa, dă și-mi un pumn. În această ediție veți avea ocazia să vedeți cum drogurile și lăcomia i-au determinat pe doi tineri din Corabia să aleagă calea însângerată a crimei. Baba e plină de bani. Da, e țintă ușoară. Vorbesc serios, poarta e deschisă, banii știu eu unde sunt. Știi tu unde-ți bani. Deși aveau puțin peste 20 de ani, cei doi erau deja niște infractori versați, iar consumul de etnobotanice nu a făcut decât să le întunece și mai rău mințile. De aici până la asasinarea unei femei fără apărare, nu a mai fost decât un singur pas. Dezi, te bagi sau nu? Bă, știi cum facem? Tu intri și eu stau de șase, mai mult de atât nu fac. Ce o ars prost. Ei, mi-o ars prost. Bine, mă, așa facem. În drum nu vrei să ne oprim și pe la sora ta să vedem dacă merge cu noi la biserică? Mai am vorbit cu ea, dar a zis că nu vine. Cum să nu vină? Că ea nu prea lipsește de la slujbă. Mă, dar ce-i cu fumul ăsta? Nu o fi de la ceață. O fi adormit cu ea și eu l-am oprit. Am intrat înăuntru, ieșa fum și pe fereastră, pe o crăpătură de la fereastră și am dat deschisul și a pornit fumul spre mine. Am văzut o față de masă pe sârmă, acolo am muiat-o în apă, s-o pun la cură, cum văd în filme, n-am putut să intru. Deci mai pun filme să poate intra cu așa ceva. Ce-o fi acolo? E cineva cu tânărea cu ăla cu o piesă, de mine. Erau câțiva vecini în curte, erau un chiumărin care încercau să deschidă o fereastră, să intre în casă. Am încercat să intrăm, cel puțin eu, pe burtă, prin bucătărie, să intru la ea, dar nu se putea din cauza fumului. Alo? Alo? Mașina de pompieri, dau foarte mult. Un incendiu. Grivița roșie, numărul 22. Uitați-mi să vă mai... Au venit pompierii, poliția și după aia s-a elisit, au intrat pompierii pe... Că n-au nici ce să intre de fum, au intrat pe burtă, cu mască, mă rog, cum știu ei. Inițial, a fost vorba de un incendiu, la pătrunderea pompierilor în interiorul locuinței, s-a constatat că este și o victimă. Cercetarea a început în dimineața zilei respective, ca o moarte suspectă inițial. S-a mers pe premiza că s-a propagat un incendiu și ar fi murit din cauza incendiului. Care a fost părerea pompierilor? A fost un incendiu accidental sau un foc pus? Focarul era în zona patului în care stătea victima. Se pare că fusese un foc provocat intenționat. Momentul când am observat plăgile, topuri și alte obiecte care erau răvășite prin locuință, am asigurat locul faptei, am venit, am întocmit raport de eveniment și am solicitat echipa complexă. Am trebuit să ne deplasăm la locul faptei împreună cu colegii de la Serviciul Investigații Criminale, medic legist, procuror. Casa aceasta, situată pe o stradă din orașul Corabia, a devenit în urmă cu câțiva ani cavoul unei femei de 70 de ani. Era o fostă învățătoare venită de la Petroșani pentru a-și trăi în tihnă anii bătrâneții. Nici o secundă nu i-a trecut prin minte atunci când s-a instalat aici ce sfârșit tragic va avea.
Omorul este o infracțiune de competența parchetului. S-a format o echipă complexă care au adunat urmele și au făcut o cercetare la fața locului și, bineînțeles, ne-au sprijinit și în prelevarea urmelor ADN de la autori. Atunci ea era pe pat. Ce dădusele fumul lua să fug niște haine și arsă decât podeaua. Asta era frumos, avea ars închis. Ea era arsă pe jumătate. Ați văzut-o? Atunci, da, și după aia n-am putut să mai... La autopsie am participat, dar nu am putut să intru într-un. Locuința prezenta urme de răvășire? În camera în care am găsit carbonizat cadavru, nu pot preciza exact, pentru că au intervenit pompierii, dar în celelalte două dormitoare, casa era răvășită. Victima a fost identificată imediat? Identificată imediat, era locuința, îi aparținea. Era o localnică în vârstă, locuia singură, nu era o persoană ieșită din comun, un om obișnuit. Nu avea bunuri, valori care să fie expuse în mod ostentativ. Se pare că avea niște bani, ceva bijuterii. Probabil că autorii, ei s-au și informat că victima ar deține valori în casă. De ce? Ea era întreținută de către o familie care desfășurau activități de catering, închiriau veselă, organizau la anunț și ei presupuneau că ăștia veneau și îi dădeau banii. Și așa a și fost. Ea era singură de când i-a decedat soțul de foarte mulți ani, cel puțin 20-30 de ani. Ea, neavând copii, s-a luat hotărârea ca noi să avem grijă de ea, să o întreținem și, în final, să ne rămână moștenire casa dumneaei. Tati Maria! De multe ori își chema pe câte cineva să o ajute la treburile gospodării. A avut probleme vreodată cu cei care îi veneau în curte? Nu, ea i-a plătit. Cum se face la noi? I-a dat o masă, ceva de băut, un suc, probabil un parcou, un pahar de alcool, zic eu, și banii respectivi. Ea plătea, era foarte corectă, da, da. Tati Maria! Tati Maria! Da, sărmâna. Mama, ce e cu tine? Sărmâna, da. Am auzit că mătala e nevoie să stai cineva lemnele. Da, da. Dar de unde știi tu treaba asta? Păi, tăi mi l-a tăiat anul trecut și am auzit la magazin, la tantigeta, că aveți nevoie. Da, uite, eu așa fac cam 50 de buturuci. Ah. Cât mi-ai luat pe ele? În jur de 1 milion acolo, că stau vreo 3 ore pe aici. Păi, dacă e așa, eu aș avea mai multe de făcut cu tine. Te apuci de treabă astăzi? Da, da, da. Unul dintre ei se pare că o cunoștea, pentru că o rudă de-a lui venise și spărsese lemne cu ceva timp înainte. Se pare că de acolo s-au hotărât ei să vină să dea spargerea, fiind singură. S-au gândit că are ceva bani puși deoparte. Deși o brichetă. Ești brichetă, n-ai, mă. Păi n-am, n-am. De-aia te întreb, facem sau se frum banii lui baba aia. Care babă, mă? Bă, ești prost. Aia de-am tăiat eu lemnele aia. Baba e plină de bani. Da. E țintă ușoară. Vorbesc serios, poarta e deschisă, banii știu eu unde sunt. Eu am constatat că atunci când sunt doi sau mai mulți, de foarte multe ori, cumva, se stimulează unul pe altul, dând dovadă de o agresivitate extraordinară. În cazul tinerilor am constatat cumva că fiecare dorește să arate potențialul infracțional și agresiv și dacă unul dintre ei nu reușește, se găsește cel puțin un altul care să săvârșească infracțiunea ca o grozăvie. Știi tu unde-s bani? Da, băi, auzi, hai că pățim și noi, mă, ca aia de la Silișcioara sau dracu cum îi zice, știi? Ajungem dracu la pârnaie cu aia. Bă. În primul rând că aia sunt ultimii idioți. Mm-hmm. Dracu să te duci, mă, să trezești tot cartierul. Dintr-un furt. În urmă cu vreo câțiva ani, am avut tot așa un omor, o doamnă care a fost găsită carbonizată. Același mod de operare. Același mod de operare. Copingul în lumea infractorilor tineri este foarte serios. De obicei, crimele rămân în mintea infractorilor multă vreme. Încearcă cumva, conștient sau inconștient, să le copieze. Deci zi, te bagi sau nu? Bă, știi cum facem? Tu intri și eu stau de 6. Mai mult de atât nu fac. Ce, mă, ars prost? E, mi-o ars prost. Bine, mă, așa facem. Și când vrei, mă? Acum. Acum?
Da, acum. Ce fel de om era femeia aceasta? Avea prieteni, era prietenă cu vecinii, o ajutau când avea nevoie. Nu era un om rău, era singuratică. Cel mai bun prieten al ei era un cățel, Codiță, cu care de fapt și trăia și avea foarte, foarte mare grijă de el. Băiețelu, mama, vă noi, sunteți băiețelu, mama. Vede mama, papa, da? Mai avea și toane de la oameni bătrâni și acolo tot vecin, tot bătrâne avea. Mai avea mici frecuri între așa femei, dar nici de cum pentru ură și așa mai departe. În general se avea bine cu vecinii, da. Mi-a ajutat cu banii, mi-a împrumutat și așa mai departe, da. Știu sigur că i-a spus unei fete care acum este angajata mea și stătea în chirie în casa de peste drum, că unde are banii puși de mormântare, unde are... Ca orice om era în vârstă și începea să se pregătească. Care ne-a mirat era faptul că ușile de la accesul în locuință și geamurile nu prezentau urme de forțare. Cheile erau în uși la fiecare intrare. Am constatat un geam spart de la o încăpere, lucru care s-a stabilit ulterior că a fost spart de către pompieri. Oamenii nu închid sau nu încuie în mod temeinic locuința, nu și-au măsuri asiguratorii, permit accesul persoanelor, pentru că, trebuie să recunoaștem, până atunci nu li s-a mai întâmplat așa ceva. Și ei nu cred că tocmai dând permisiunea unei persoane care a mai intrat, acela va fi ultimul moment în care vor relaționa cu autorul. Bă, du-te de acolo, taște! Bă, ai zis că lucrul de astea, băi, la mână! Taște, treacă tu din gură, dă cotitul ăla! Du-te, măi, nu, băi, eu nu pun mâna, mă, ești un idiot și du-te, treacă! Nu, hai, bă, da! Bă, Laur, bă, ce faci, bă, băi, am dat de dracu, bă! Ce a constatat medicul legist? A fost constatată o leziune la nivelul gâtului, creată de un corp înțepător tăietor, posibil cuțit, deci leziunile erau foarte mari. Iar cel la nivelul capului aveau și 10 cm lungime. Amândoi am întâlnit cazuri în care victimele puteau fi doar rugate să ia loc pe scaun și probabil că ar fi dat toată averea din casă. Dar este inexplicabil, aparent, de ce s-a recurs la asemenea forme de agresiune, lovit în cap, folosirea cuțitului. Ele nu sunt, de fapt, decât, în cazul nostru, exemple ale unei violențe descătușate, a unui impuls agresiv extrem de intens, care nu putea să se liniștească decât cu suprimarea vieții. Leziunile la nivelul tegumentului erau foarte mari, iar la nivelul oaselor capului copiau, ca să zic așa, obiectul cu care au fost create. Medicul legist ne-a spus că leziunile la nivelul capului au fost fatale, dar în urma necropsiei s-a stabilit că victima, în momentul când i s-a dat foc, mai respira. Ce ne-a spus doctorul legist că ea, când i-au dat foc, încă trăia. Vă dați seama, da, ce suflet a avut criminalul ăsta, da. Bă, taci din gură, taci! Ne arată, în primul rând, o indiferență afectivă, ne arată o lipsă de respect față de viața umană în mod fundamental. Probabil că nici nu s-au asigurat foarte temeinic, dar au mers de la principiu că după atâtea lovituri de topor și de cuțit, femeia nu avea cum să rămână în viață. Am observat că victima prezintă multiple arsuri, de la gradul 1 până la gradul 4, pe circa 50% din suprafața corpului. Actul infracțional de omor
produce o descărcare de adrenalină și la nivelul infractorului. Repetarea lui înseamnă nevoia de a repeta această descărcare de adrenalină. Probabil că ei simt o formă de putere asupra victimei și această putere le conferă cumva valoare, pentru că este o formă de valorizare. Ce Cu ocazia cercetării la fața locului, noi am găsit două topoare, am găsit un cuțit, am găsit urme papilare, am găsit urme de funingine, am găsit urme de carbonizare. Un topor care avea coada parțial carbonizată lângă victimă și un cuțit care se afla sub victimă, pe care l-am găsit după ce victima a fost ridicată din pat. Ceea ce presupune că victima nu a fost omorâtă instantaneu. Și victima, practic, a fost maltratată ca să spună unde are bani sau alte obiecte de valoare. Urmele care au fost găsite pe obiectele suspecte în locuința victimei au dus la identificarea autorilor. Obiectele găsite în dormitor, topoare în special și acel cuțit, au dus la probarea vinovăției. Ce facem acum, frate? Dăm foc la mânuși și mergem în față. Am dat de belea, zic eu. Ce facem? Mergem acasă sau... La un colț de stradă s-a oprit și au scos mânușile din mâini, mânuși chirurgicale, și le-au dat foc. Le-ați găsit arse? Mânuși care au fost găsite arse, carbonizate acolo. Cum a fost întocmit cercul de suspecții în acest caz? Ce persoane și pe ce criterii au fost introduse în acest cerc de bănuiți? Procedurile prevăd ca în astfel de situații se face un cerc de bănuiți în care sunt incluse persoanele care sunt proaspăt liberate din penitenciare, au un comportament deviant și cei care sunt cunoscuți cu un mod de operare asemănător. În lipsa unor indicii, a fost întocmită o listă cu cei cunoscuți cu mod de operare asemănător sau care comiseseră infracțiuni cu violență în zona orașului Corabia. Rezultatul? Zero suspecți. De asemenea, s-a mers pe urmele bijuteriilor sustrase din locuința victimei. La o săptămână de la comiterea crimei, o informație esențială a schimbat total cursul anchetei. A fost obținută o informație că într-un loc denumit de localnici Stramela, în noaptea respectivă ar fi apărut doi tineri puțin cam agitați. Ce înseamnă acest Stramela? Un fel de non-stop, unde se pare că se consumau și ceva băuturi alcoolice. Ar fi apărut acești doi tineri, i-am identificat ulterior, am constatat că erau cunoscuți drept consumatori de stupefiante, dar vorba de stupefiante acestea ieftine, etnobotanice. Și, practic, au fost suspecții principale. La brichetă. Am aflat că, de fapt, ei aveau nevoie de bani pentru că se drogau, aveau nevoie de bani pentru droguri. I-a văzut lumea cu mai mulți bani și știau pentru ce îi folosesc. Geto! Da? Mai adun niște bere. Etnobotanicele și alcoolul au momente care produc dezinhibiții serioase, în care nu-i mai reține nimic și actele de agresiune, actele de violență devin extrem de serioase. Pentru că odată nu conștientizează și în al doilea rând nu le mai pasă. S-a luat aici într-o cârciumă cu treaba asta care bani și așa mai departe, că aveau datorie la unul. Tot un vedetă de asta între ghilimele locală. Și el a avut o intuiție de moment, a zis că, bă, ce să știi că s-a dat de bani, cred că ăsta a omorât-o pe femeia aia. Și a dat telefon la poliție. Auzi, la cât e primul microbus spre București? La 5:30. Dar ce dracu faceți voi la București cu noaptea în cap? Avem noi o treabă cu un șmecheraș și cu niște telefoane. Ce telefoane? De unde aveți voi bani de telefoane? Bă, Geto, n-ai treabă. Ce telefoane, măi, băieți? Niște telefoane, Costelen. Geto? Da. Mai adu un pahar de țuică când îl termină pe ăla. Să nu te super pe mine.
Știți cumva dacă cei doi autori au fost la ea vreodată înainte de comiterea faptei sau au cules pontul de undeva cum nu, care avea deci au fost înaintea faptei cu ani de zile. Ce am auzit, ce au declarat aici, ar fi declarat aici și i-ar fi declarat niște lemne și niște cărbuni în curte. Mulțumim mult! Ia spuneți, ce știți voi să faceți, mă băieți? Dar știm să facem de toate astea ideea, că am auzit că mai aveți nevoie. Așa, și să-l mai aduc și pe el, că avem noi nevoie de bani. Așa, termine și noi puterea crește. Și începem de când vreți voi să începem? De, și de azi. De acum. Gata? Da? De acum. Haideți să atunci o să ne înțelegem. De la momentul obținerii acelei informații referitoare la cei doi tineri agitați de la acel non-stop, până când au fost reținuți, cam cât timp a trecut? Maxim o săptămână. A durat multă adunarea probelor, s-au făcut niște percheziții în speranța găsirii unor probe. A fost un dosar greu de construit din punct de vedere al probelor. S-a hotărât în cele din urmă să abordăm pe unul dintre ei, care părea, cum s-ar spune, veriga slabă. A fost abordat și interogat din ce în ce mai mult, în mai multe zile, și acesta a început să ne povestească exact cum s-a întâmplat faptul. Eu n-am știut. Eu n-am vrut. Eu m-am dus acolo doar că știam că vrem să facem niște rost de niște bani, atâta. Pentru? Voiam să mergem la București, atât. Adică n-am pus mâna pe topor, n-am pus mâna pe cuțin, n-am făcut nimic eu. Care a fost comportamentul lor în anchetă? Au recunoscut de la început? Au regretat faptele? În anchetă, unul dintre cei de autori a recunoscut fapta, iar celălalt nu a recunoscut. Mi-a zis să mergem la doamna asta, că a lucrat el acolo și că... Are bani! Da, să facem rost de niște bani, atâta. N-am știut nimic că vrea să facă și asta, să o moare și... Și a zis că ia toporul ăla doar să o intimideze și atât, adică... Îți pare rău că ai luat o viață? Îmi pare rău că a murit cineva, dar nu-mi pare rău că am luat o viață, că n-am luat nicio viață. De la momentul declanșării incendiului și sosirii pompierilor până la momentul reținerii suspecțiilor, cât timp a trecut? Aproximativ 3 luni. A fost dificil să îi identificați? Foarte dificil să îi identificăm, pentru că ei nu erau foarte cunoscuți în oraș, nu aveau antecedente, din câte mi-amintesc, mai mult un comportament deviant. Dar erau, eu știu, ulterior am aflat că mai comiseseră furturi, însă mici, nereclamate. Pentru a-și potoli dependența de etnobotanice, se pare că aleseseră și ei drumul infracțiunilor. Nu aveau un loc de muncă, așa că furau tot ce le pica în mână pentru a face rost de bani. A, să rămână! Puteți să-mi dai și mie vreo frumos o pungă de chipsuri? Da. Cu cașcaval. A, e perfect. Acest individ care nu a recunoscut, în penitenciar a încercat să-l influențeze pe partenerul lui, promițându-i că dacă își va lua întreaga vină, el va avea grijă să primească pachete. Când nu a reușit să-l convingă, a trecut la amenințări. Cel care este infractor primar, cel care este minor și față de care legea manifestă clemență, este rugat în primul rând să își ia fapta altora, pentru că se pleacă de la principiu. Oricum mergem amândoi în pușcărie, dar eu, dacă tu recunoști fapta, mă voi asigura ca ție să nu-ți lipsească nimic. Nu, lasă-mă în pace. Îl amenința sau îi promitea ceva? Ca să scape el, îl amenința că o să-l omoare în penitenciar, că o să-și pună lațul, că îi dă un cuțit până la urmă. Este o formă de troc care se poartă, mai ales că infractorul cu vechime are și un ascendent asupra celui debutant. Și atunci se întâmplă asemenea evenimente. Când promisiunile eșuează, se trece evident la amenințări, pentru că latura violentă n-a dispărut. Și de aici pot apărea
tulburări sau distorsionări ale tuturor declarațiilor date în procesul penal și nu odată vom asista la fapte făcute de anumite persoane și în mijlocul procesului penal să ne trezim că se spune cineva că nu a comis individul fapta, că de fapt a fost comisă de cu totul și cu totul altcineva. Ai fost coleg de celulă cu unul dintre cei doi autori ai omorului de aici, din Corabia. Cum s-au petrecut faptele? Mi-a povestit că el n-a fost acolo la o fapta care au făcut-o ei doi. A stat la poartă, a intrat, a luat banii, au luat aurul, au luat un telefon. Și atunci ei doi au plecat. Au plecat cu banii, cu aurul, au plecat la București. Faptul de a fi pus mâna la gură și de a fi judecat este cumva preluat din filmele care circulă în mass media și în care ne arată cumva puterea deplină pe care el dorea să o exprime în momentul săvârșirii infracțiunii. A spus că se drogaseră, aveau informații că această bătrână deținea oarece sume de bani, nu sume extraordinare, dar oricum sume de bani, și s-au hotărât să intre peste ea. Au căutat valorile, s-au însușit în jur de 3.000 de lei și înainte de a părăsi locuința, au executat-o. Un studiu publicat la începutul anului 2019 de către Agenția Națională Antidrog arată un fapt îngrijorător. Numărul tinerilor care aleg să se drogheze încă din școală este în continuare crescut. Deși cannabisul se află în topul preferințelor acestora, noile substanțe psihotrope au ajuns pe un neașteptat loc 3 în acest clasament negru. Conform aceluiași raport, 5% dintre tinerii de până în 16 ani au consumat măcar o dată, așa, din curiozitate. La fel de grav, îl reprezintă un alt fapt. Parte dintre cei care au devenit dependenți au ajuns să comită infracțiuni deosebit de grave pentru a obține banii necesari procurării acestor substanțe nenorocite. Noi bănuim că lovitura de grație, acel cuțit cu care a fost lovită victima în zona gâtului, a fost făcută chiar de acest individ mai comparant, ca o frăție a lor. Să-l fi obligat celălalt să îi dea lovitura de grație pentru a fi împreună la faptă, cum s-ar spune. Atunci când se comit infracțiuni de genul ăsta, autorul principal să dorească să-l aducă în aceeași poziție și pe autorul secundar. Și chiar dacă îi dă doar un cuțit în mână, chiar dacă participarea, dar să facă și el un gest similar cu cel de suprimare a vieții. Cumva să fie egali în fața legii și în felul acesta să nu poată fi el turnat. Să-l oblige la tăcere. Să-l oblige la tăcere și la un coautorat. De fapt, se transformă din complice în coautor și pentru acest lucru vor răspunde în mod solidar, cumva, pentru suprimarea vieții. Auzi, mă? Mai ești o țigară de-aia? Bă, crezi că dacă aveam noapte până acum? Ei, când au intrat peste această femeie, au fost drogați. Au spus că i-a dat foc și a ars decât jumătate. Cu ce au lovit-o pe bătrână? M-au auzit că a lovit-o cu un topor și după aia i-au dat foc. Bă, sună pe Laura să-i zici că vine, că vine la ea, dar sună de pe telefonul babei. Cred că s-o sună la ora asta, o sună când ajungem în București. El a spus, când am fost acolo în celulă cu el, la penitenciar, a spus că este nevinovat. El a fost, dar a stat decât la poartă. Cum poate fi influențat un astfel de tânăr să participe la o crimă? Știm amândoi că infracționalitatea are o grad de atractivitate foarte mare și că infractorii au mare capacitate de a sugestiona coparticipanții la infracțiune. Unii dintre ei răspund acestor sugestii, alții constatând totuși că e momentul sau că într-un moment urmează să treacă acea linie subțire, se auto
desistează cumva și nu vor să participe, pentru că acolo conștiința lor morală le spune că vor urma și niște consecințe. Și se întâmplă atunci când sunt doi sau mai mulți, unul să rămână de șase. De obicei, cel care are frica cea mai mare de participare la infracțiune. Da, adică eu, care sunt tânășa toată viața înainte să fiu sărac și să o duc prost, și ea care oricum... Știi ce zic? Nu, mă, nu știu, dacă tu zici că e bine așa, e ok. Bă, cel care a colaborat cu organele de poliție a furnizat informații care au condus către soluționarea cu celeritate a cauzei, drept urmare primind o pedeapsă ceva mai mică decât celălalt. Am coborât și am fumat o țigară și după aceea mi-a povestit tot planul și ne-am dus la doamna asta care el a lucrat, a tăiat niște lemne sau nu știu ce a făcut exact pe acolo. Când am intrat în curte, a luat și toporul și i-am zis că nu e bine asta cu toporul și... Dar eu am stat doar de șase, nu, n-am pus mâna nici pe topor, nici pe cuțit. Ți-a povestit că atunci când a fost luat de poliție a recunoscut și a colaborat cu anchetatorii? A recunoscut, eu nu pot să spun că nu știu fapta lor din libertate. Eu știu ce s-a întâmplat la penitenciar, că l-a amenințat să-și ia el fapta. Și ce îi promitea? Bă, te rog, eu că ce se promite? Că îl caută la pușcărie, că îi aduce bani, că cu pachete, că îi face viața frumoasă acolo, să nu rab de nimic. Faci, mă, știu, te rog, de niște țigări de-alea de noastră, că nu mai pot. Mai taci dracu o dată, mă. Nu-i de ajuns, mă, că m-ai băgat aici. Fă-ți dracu singur, mă. Bă, tu ești nebun la cap. Bă, te-am băgat eu. Păi cine, asta mă? Băi, cine m-a băgat? Dar numai asta și te zici, mă? Băi. Păi nu e așa, mă, nu? Tu l-ai băgat și la furăciune și la mortăciune și la toate. Tu te dracu, ce dracu vrei, mă, tu e treaba ta? Măi, băi, ce Pe timpul cât ați fost împreună în aceeași celulă, ce comportament a avut? Era un tip violent sau un tip liniștit? Nu, era un tip foarte liniștit. De-aia ne-am pus și martori și am fost la Slatin, am dat o declarație acolo la domn procuror, care avea cazul din cauza că de ce m-am pus martor. Ne-am apucat la ceart, ne-am bătut în celulă. A, stat în aceeași celulă? Două zile, că după aia garda de la penitenciar ne-a separat. Nu vă înțelegeați? Nu ne înțelegeam, dar... Terminați, bă, dată! Lauri, bine! La 2 ani de la asasinarea învățătoarei a apărut o situație inedită. O tânără afirma că în noaptea crimei ei au fost împreună tot timpul. Au urmat cercetări, verificări și s-a dovedit că fata mințea. Totul nu fusese altceva decât încă una dintre încercările lui de a scăpa de răspundere pentru faptele comise. Îl cunosc de mult timp. Ne-am cunoscut undeva... în copilărie. Știți cumva unde se afla în data de 28.04.2012? Era cu mine. De ce minți? Nu mint. Un infractor știe că post-infracțional trebuie să-și asigure un alibi. Trebuie să găsească o cale prin care să se disculpe de ceea ce a făcut. Și nouă dată asistăm la martori mincinoși care vin și prezintă realități la care nu au asistat, dar la care susțin în mod temeinic că au fost prezenți, încercând să protejeze cumva, să favorizeze infractorul care urmează să meargă în penitenciar pentru o perioadă lungă. A încercat să-i inducă în eroare instanța, o fostă prietenă de-a lui, care a zis acolo că a fost la el în noaptea respectivă, care n-a ținut, a fost treaba destul de puerilă de a se țină în instanță de treaba asta, da. Am o sumpă la ora. O sunt pe Laura. Dă-și-mi. Ce faci, mă? Cine? Cum cine? Moș Crăciun. Hai, mă, zici cine ești. Nu mă mai ții minte. Cu Laura prin București, ce faci? Mă, băiatule, mă. Tu mă minți. Auzi, mă, că nu crede că suntem... Bă, suntem în București. Veniți noi pe la tine? Nu știu, așa în jumătate de oră. Auzi, ai și tu ceva de fumat, ceva așa? Bă, eu am, să știi. Bine, mă, hai, ne vedem la tine.
E perfect. Am o țigară și niște piluțe. Ce ai zis? Care ceva? Fumai și niște boabe. Și luăm și noi? Ceva? Nu, bere ceva. Mergem? Hai, dă și mie un fum. Rocoște telefonul la cheal babei. Da. Ca mijloace de probă, pot spune că am găsit chiar și telefonul sustras de la victimă. L-am găsit în București, pentru că ei, după comiterea faptei, având bani asupra lor, au plecat la București ca să se distreze, unde probabil că au consumat din nou etomotanice și se pare că ar fi jucat și la jocuri de noroc, la așa zisele păcănele. Telefonul l-am găsit în Pantelimon, la multe luni după comiterea faptei. Oamenii aceștia, în momentul în care s-au văzut cu bani, li s-a deschis orizontul. Și orizontul de dorințe unde poate fi mai bogat decât în capitală. S-au dus la capitală pentru că acolo era Eldorado vieții pe care și-o doreau. Și aveau și o sumă mică de bani în buzunar, deci puteau să trăiască oarecum fericiți. El se dusese la București, vânduse ce a furat de la sora mea, rânsișor de aur, sub bani și așa mai departe, și își cumpărase droguri. Vorbim despre situația în care îi fug de la locul faptei și încearcă să se îndepărteze de locul în care au comis fapta. Consumând enobotanice și comițând fapte din acestea mărunte, care nu au fost pedepsite la timpul potrivit și care au crescut ca o avalanșă, ca un bulgăre de zăpadă, au ajuns să comită astfel de faptă, un omor care comis cu atrocitate. Rar mai întâlnești astfel de omoruri cu atâta violență. Ia. Cât crezi că scoatem pe astea? Dar de unde le aveți? De la mama. Hai, bă, zi, de unde le-ați șutit? Auzi, mă, că de la mama era un dulap. Te zic când facem pe ele, că vreau să plec în Italia. Bă, dacă sunt din furăciune, eu nu mă bag. Suspectul principal locuia doar cu tatăl său, provenea dintr-o familie dezorganizată. Mi-amintesc, la percheziție avea foarte multe obiecte aduse de prin gunoaie, fiare, haine vechi, depozitate un strat cam de un metru înălțime în locuință. Părinții criminalului chiar lucrau cu mine la fabrică în tinerețe, dar nu-i mai țin minte. Să spun ce fel de oameni erau, dar nu ceilalți erau oameni cum se cade. El zice că se droga. Că autorul? Da. Că așa l-au surprins. Ce ai făcut în noaptea de 28-4-2012? Am fost în București cu Laura. Cu cine ai mai fost la locul crimei? Dumneavoastră înțelegeți că n-am fost cu nimeni nicăieri, am fost cu Laura în București. V-am mai zis de 100 de ori. Ați simțit măcar la vreunul dintre ei vreo undă de regret, vreo urmă de părere absolut. De rău? Nu, absolut. El, când a intrat criminalul pe ușa acolo, eram toți în sală, și când i-a adus, i-a dat jos de mașină, ăsta chiar râdea criminalul și judecătoarea chiar a glumit cu el. Că el ar fi declarat într-una din ședințe că a fost în sevraj. Stumea judecătoarea, zicea și judecătoarea răzând, că trece mai și în sevraj cu tăriță. Și el stătea așa și un pic mai decent răzmadă zidul ăla de acolo, din incinta judecătorii, și râdea. Bă, mi s-a părut atât de tot. Neafectat de ceea ce... Supărat mi s-a părut cel care a stat de șase. Atât, dar eu să știți că nu n-am pus mâna, n-am atins cuțitul, n-am vrut să-l ia nici toporul, am stat doar de șase, atâta. În ciuda probelor evidente care îl incriminau în mod categoric, nu a recunoscut niciodată participarea la comiterea faptelor. Despre regrete, nici nu se pune problema. Dovadă că din penitenciarul de maximă siguranță în care a fost încarcerat pe toată durata procesului, singura lui preocupare a fost să posteze pe rețelele de socializare noile sale tatuaje. Știu că ăsta care a omorât-o, deci criminalul, văd că își pune și atunci, după fapte, își pune fotografii pe Facebook, gimnastică.
Tanti, ai grijă unde pui banii. Că știi ce s-a întâmplat cu femeia aia în vârstă de la Silișteoara? Da? Au intrat peste ea în casă, femeie singură, și au omorât-o pentru 5 milioane. Of, da, știu, Dumnezeu s-o ierte, știu, am auzit. Nu e de glumă, sunt mulți tâlhari care urmăresc persoanele astea în vârstă, care locuiesc singure și care îi tâlhăresc. Și le iau, îi omoară, cine știe ce le face în casă. Da, da, știu. Deci mare grijă, mare grijă. Noi am plecat în străinătate și îi trimiteam bani, dar se avea foarte bine cu socrii mei, care o ajutau tot așa când avea nevoie la spital. Nu era un om rău, nu se certa cu vecinii, nu avea probleme. Aveți idee cam câți bani avea de fapt ea strânși? Nu. Sincer, chiar nu știu câți bani avea. În casă, în lei, cred că avea 3-4 mii de lei, n-avea foarte mult. Dar în euro avea ceva bani. Da, să nu-ți lipsească nimic. Nu, nu-ți lipsească nu, nimic. Asta... Avem noi grijă de acolo. Dar... Îți trimitem mereu. Da, da, da. Ai grijă că stați cu urechile pline. Aole. Așa ai văzut? Așa mi s-a părut. Nu e în regulă. Trimitea bani de la străinătate. Da, pe chiar îmi spunea, da, da. Ce făcea cu banii aceia? Îi strângea. Avea, era foarte economă, foarte calculată, era ceva de speriat cu absolut totul, calculat totul la gram. Mâncarea era obsedată mereu să aibă frigiderul plin, să fie curățenie, să aibă ce să mănânce, să aibă pentru ziua de mâine. Băutură ea cu toate că nu bea, avea băutură tot. Pira, da. Deci era o gospodină desăvârșită. Vezi? Bun, că ai venit, da, mulțumim. Da? Ai avut pensia. Ia, semnează-mă ta aici ca da, să mă numără ăștia. Da, ce am făcut, domnule? Am mai mărit ceva? Ei, am mărit. Avea pensia ei, îi trimiteam și noi bani din străinătate, dar ce-i trimiteam noi din străinătate, ea punea deoparte tot timpul, zicea, când n-o să mai fie să ne rămână tot nou, se descurca din pensia ei. Nu folosea nimic din banii care îi trimiteam noi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci era, eu mă aveam foarte bine cu ea și ca frate și soră eram și prieten bun. Practic nici nu putea să mănânce vreodată mâncare cu mine, că și că voi nu-mi intră mâncarea mine dacă nu vii să mănânci cu mine, da. Mergem foarte bine, da. Ce faci, somnul, ești bine? O, Marinica, de unde, Marinica, nu mai pot de mijloc. Nu mai pot de spate, nici nu știu ce să mai fac. Întotdeauna te gândești la mine, mulțumesc frumos. Trăiești. Cum stai cu lemnele? Cine le-a tăiat? Marinica, a venit un băiat. Zice că taică-sui e de aici, din oraș. Ai grijă, soră mea, nu mai primiști tu așa pe oricine, că vezi ce se întâmplă. Marinic, m-am gândit că dacă e taică-sui, zice că e de aici, din oraș, știu eu. Acum casa arată bine. La momentul respectiv era în alt stadiu, bine și din cauza incendiului, dar și pentru că nu fusese reparată. Ați întâmpinat dificultăți în a găsi cumpărător pentru casa aceasta, chiar și renovată, așa? Da. Timp de 3 ani de zile, lumea când se interesa prin vecini și când auzea despre ce a fost vorba, se temea. Fiind un omor în casă, lumea se temea. Atunci, un an, doi, după aia ne-am uitat cum este omul, dar am fost vigilenți să nu se întâmple și nouă ce i s-a întâmplat. Puneam la casă încuietorile, zăvoarele, până când devine o rutină și o plictiseală. La noi în corabia, fiind un oraș liniștit, lumea nu închidea ușile, ferestrele noaptea când se culca. În schimb, acum majoritatea au început să-și închidă ușile pe perioada nopții. Ziua nu se temea nimeni, dar pe perioada nopții a început lumea să se teamă, inclusiv noi. Cred că educarea populației care are un potențial victimogen este semnificativă în sensul în care să asigure niște elemente. Când cineva intră în curte, să poată să aprindă o lumină sau mai multe, pentru că este descurajant pentru infractor. Să strige la un vecin, să solicite ajutor înainte de a se asigura că
permit accesul acelei persoane. Nici acum nu vine să cred că sora mea nu mai este. Foarte mult m-a afectat. Chiar am intrat și într-o depresie care nu reușesc nici acum de aia. Iau medicamente, peste medicamente, am suferit foarte mult că a murit sora mea. Eram, ne muriseră părinții, deci legăturile pe pământul ăsta cine mai sunt decât frații. A fost de ajuns un pont pentru ca o femeie de 70 de ani să devină victima celor doi. Este unul dintre numeroasele cazuri în care persoane în vârstă, singure și vulnerabile, devin ținte sigure ale acestor infractori versați. O simplă informație referitoare la banii sau bijuteriile deținute în locuință poate ajunge la urechile unor persoane fără pic de scrupule. Așa că cel mai bine este să evitați să oferiți astfel de detalii oricui. De asemenea, dacă nu mai sunteți în putere și aveți nevoie de mână de lucru în gospodărie, nu apelați la persoane despre care nu știți suficiente amănunte. Nu lăsați să se înțeleagă că ați avea în locuință bani sau bunuri de valoare, pentru că o astfel de informație pentru un infractor disperat reprezintă o invitație la furt, tâlhărie sau chiar crimă. Cât despre cei doi tineri care au asasinat-o cu atâta cruzime pe bătrâna învățătoare din Corabia, putem spune sau spera măcar la un lucru, că în acei foarte mulți ani pe care ei îi vor sta în spatele gratiilor, se vor gândi cu mintea limpede, fără efectul devastator al etnobotanicelor, la faptul că au curmat o viață și au distrus-o pe a lor.